Trebuie să pun toate chestiile astea pe motor. Easy life. Unde ești, porcule? Unde ești, porcule? Ne-am pornit spre MMC. Nu știu cum se aude, nu știu cum se vede. Surprize, surprize. O căldură de mor. Ești foarte încărcat cu bagaje. Nicu e în față, Alex e în spate. Alex care este prima dată pe un Harley, un Sportster de 1200. Oh my fucking god. Seară, domn. Sau, frățica. Sarus. Sarus? Ai observat? Da, am observat, am observat. Nu este mine, cum o vine, nu, dar e regu. Bă, să știi că n-a venit rău, mă. Să mori, doi. Da, până dacă nu. Pe curbe am vrut să o împing pe aia, pe curbe, cred că... Bă, de...
trecuce când ați venit la Bikers Fest? Să rămână. Nu știu, nu pot să vă spun un gând anume cu care am venit aici, dar Gadiel, cu care ați discutat anterior, cred că prietenul meu cel mai bun. Ne știm deja de vreo 20 și mulți de ani și întotdeauna am avut ideile astea despre motoare și probabil întrunirea asta ne coagulează într-un fel lucrurile de care suntem interesați, lucrurile care ne pasionează și venind aici, de obicei găsești oameni care în principiu sunt pasionați de acel lucru și anume motoarele. Dincolo de motor, care sunt pasiunile care vă fac să veniți aici? Pe lângă ceea ce ziceam inițial, pasiunea pentru motoare, și reunirea cu prietenii. Toate cluburile care sunt aici sunt în primul rând prieteni. Și cred că asta e ceea ce îi unește și continuă să fie, nu știu, un fel de liant al faptului că anual se întâmplă câte o întrunire de genul ăsta. Yeah.
Thank you.
Încă o dată tare, dragilor! Hey!